Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Ce ți-a povestit Adriana după experiența șef la cuțite? Păi, mi-a zis așa că e un vibe aici pe care nu o să-l întâlnesc nicăieri, mai ales mie îmi place foarte mult să gătesc și o pasiune toată treaba asta. Și zic, hai să mergem la șef la cuțite, să vedem ce se întâmplă. Și până unde pot să merg și până unde îmi sunt limitele mele și stare curioasă. Ce pregătești astăzi? Astăzi pregătesc clasic, niște gogoși cu cremă de brânză și sos de caramel sărat. Și pe cine ai vrea să impresionezi tu cel mai mult cu acele gogoși? Măi, să fiu sinceră cu tine, cred că pe Cătălin Scărlătescu aș vrea să-l impresionez. Nu știu să fiu foarte impresionat. Acum 2 ani, de fapt, când am fost eu, la fel. Am zis că, bă, nu s-a însurat omul, hai să vedem, poate... Tot la fel. Poate ce știi gogoșile? Măi, acum ce să spun? Aerul ăla sărat, îi spune cuvântul. Suntem amândoi de la mare. Păi și eu sunt singură. Cred că ne potrivim acolo. Da. Hai să vedem ce este. Hai să vedem ce este. Îți doresc succes. Mulțumesc din suflet. Sper să impresionez, sper să le placă, sper să nu-mi zică că sunt vreo băbuță care a venit la șef la cuțite cu 3 gogoși. De vreo 10 ani gătesc mai serios așa, de pe la vreo 20 de ani de când am plecat de acasă, când place să gătesc de toate. Dulciuri, mâncare, sarmale, ciorbă de perișoare, din astea grele așa, bune. Toată lumea mă subestimează pentru chestia asta. Faptul că sunt subestimată, că nu știu să gătesc, este la ordinea zilei, nu știu cum să spun. Vai, ești frumoasă, arăți bine, ești tânără, ai atitudinea asta așa de divă oarecum. Cum să fii tu la cratiță? Ce știi tu să faci că nu știi să fierbi un ceai? E, nu e așa? Dăm aceste gogoși cu zahăr, cum se face din bătrâni. Sunt foarte nerăbdătoare, adică sunt foarte curioasă de reacția șefilor. Deci sunt foarte curioasă, știi cum? Abia aștept să ajung. Pam 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 pam. Cu cine ai venit? Cu cine am vrut eu să fic? Cu cine, ia? Cum o cheamă? Cu Andra. Andra? Și ce-o gătit? A gătit gogoși. A, mă, că văd că nu mai rezist, te întreb eu. Ce ne dai, maciu? Mici cu brânză. Wow. Mici cu brânză, mă? Bă, brânză văd că are, dar deci, nu mai e desert, mă. Brânză, mici și muștar. E desert. Mamă, ce emoție aici, nu vine să cred. Desert? Desert, desert, desert. Little. E desert. Desert, băi, are și pe margine, pe aici, să vede. Ia uite, băi. Un gogoș, 3 gogoși. Un gogoș, 2 gogoși, 3 gogoși. De ce ați mai mâncat, mă, gogoși? 3 gogoși. Deci, cum fac? Ia zi, mă. Zic așa. Avem gogoși, cei mai buni bucătari Sorin Florin, cu mure, cei mai buni bucătari Sorin Florin, cu un caramel Cleios, cei mai buni bucătari Sorin Florin. Vai de capul meu! Cu un sos de vanelică, cred. Da? Cei mai buni bucătari, colegii mei, Sorin ce-a, și Florin. Ce-a zis că n-am înțeles? Ce zice? Deci că suntem cei mai buni bucătari. A, da? A, ce tare! Deci se da seama. Gogoașa, cam târziu, ți-a luat 9 sezoane, gogoașa, dar... Gogoașa e puțin cam tare, cei mai buni bucătari Sorin Florin. Auzi, e gogoașa tare. Gogoașa e pufasă, nu-i tare. Și... dau cuvântul celor mai buni bucătari, Florin și Sorin. Mamă, n-o să le placă. Nu cred că le place. Mă, iertați-mă că vă întreb, dar ce fruct e ăsta în română? Mură. Mură. O iei mură în gură. De ce l-aveam în cap doar blackberry? Deci fii atent. Vine vârsta, Florina. Fii atent. Numai 24 de ani. Uite, încet, 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 așa. Mai uși de cuvinte. Mai uși de cuvinte. Exact. Treaba ta. Dar de cine îi place ei mai mult? Băi, a zicea că vrea la Scărlătescu. Acum vedem. Nu știu dacă s-o percep farfuria asta ca pe o gogoașă sau ca pe un papanaș. Nu-s gogoș. Bă, până la urmă e o gogoașă. Exact, este o gogoașă, numai că într-o combinație... Până la urmă e un gogoș. Într-o combinație de gust aici, e acrișoară ca un papanaș. Vai, Doamne, ce emoții am, deci ce m-am mâncat să vin aici, nu vine să cred. În povestea mea ar putea să fie ceva aici, un bucătar din ăsta mega... deștept, inteligent, care vrea el să încerce să facă, să reinterpreteze, să pună papanașul într-o nouă lumină, ar putea fi. Ia, ia, ia. Sau? E un gogoș, că nu-i papanaș. Aia zic și eu. Papanașul are brânză, asta nu are brânză. Exact.
Vai de mine, nu mai pot. Deci n-am înțeles, l-a plăcut, nu l-a plăcut, văd că mănâncă. Bă, tu trebuie să te uiți după cum mănânc, da. Acolo e joaca. Asta. Trebuie să fie un prieten, Florin, de-al nostru, care... A auzit de gogoși. Da, că este sezonul cu un gogoș. Scuze-mă puțin, mă, tot că nu mai zici nimic. Și un am titlu. Zis că voi sunteți cei mai buni bucătari, Sorin Florin, cu un gogoș. Bă, dar parcă trebuia să spun altfel, bă. Că eu zic să mătăm cei mai buni bucătari, Florin Sorin. Hai, votați cu trei cuțite. Parcă trebuie să zic că suntem cei mai șmecheri. Hai. Suntem mai cei mai șmecheri bucătari, Sorin Florin. Suntem mai buni ca el. Așa trebuie să spui, că suntem mai buni ca tine, fii atent. Da. Ferească Dumnezeu, deci nu știu dacă... Mamă, deci îmi bate inima maxim. Gogoș. Ce stai, mă, așa pe gânduri, eu nu înțeleg. Lasă-l, mă, că deci, gogoașa nu bună. A făcut și caramel. Arată foarte bine pentru o gogoașă. Un gogoș. Oare au votat? Mamă, oare ce au votat? Doamne Dumnezeule. O poruncă era să spui că suntem mai buni ca tine. La mine a venit informația. Nu, nu. Pe direct, jur, pe direct. De acum am să dau și la întors la fel cum faci. Ha, mă, bă, iar v-ați lua, mă, bă, bătrâni. Bă, dar am dreptate, serios. Nu vrea niciodată să facă exact cum trebuie să facă. El întotdeauna trebuie să fie mai șmecher ca alții și el a dus. Aia doi pe lângă el mai proști. Ia, să facă așa cum trebuie. El trebuie să facă ia, mai ia, așa. Ia, perpelește-te, ia. Enervează-te, ia. Ia, Sorin Perpeleac. Nu știam. Cine v-a zis? Nu știam. Cine v-a zis? Nimeni. Cine v-a zis de cupcake? De? Cupcake. Ce să le? Cupcake? Da. Doamne, deci am așa emoții, deci mai pot. De ce n-am emoții în fața bărbaților, dar voi trei ați spart gheața, jur. Ce mai faceți, domnule Cătălin Scărlătescu? T-ați văzut lupul? Lupuica. Bună seara! Bună seara! Mă numesc Mihai Landra, sunt din Constanța, am 30 de ani. Mulțumesc! Și nu sunt bucătar, sunt gogoș, nu sunt papanaș. Gogoș! Și noi ce-am dus? Am niște emoții! Ok, și cu ce vă ocupați? Sunt fost funcționar public și de ceva timp mă ocup cu niște afaceri prin Constanța, pe timp de vară, cu turism, cu... Fostă funcționar public. Când ați fost funcționar public de sunteți fostă funcționar public? Pe la 27 de ani. Așa, așa am fost funcționar public. Am lucrat pe două compartimente, management programe, fonduri europene și administrarea domeniului public și privat. Adică dădeam autorizații. Da, da, da. Păi și nu era bine? Era bine, dar nu era bine. Păi de ce, păi de ce nu era bine? Păi am început să mă... plictisesc un pic, să zic așa, adică mi-am dat seama că nu e ok jobul ăsta pentru mine, nu e păi cât timp munca asta de 2 europene. Ani am lucrat. Doamne, deci am așa emoții, deci mai pot, de ce n-am emoții în fața bărbaților, dar voi trei ați spart gheața, jur, deci e... Da. Dar sunteți cam supărați. Absolut, suntem foarte concentrați. Da. Și dacă ar fi să mergeți mai departe, partea, din ce echipă ați vrea să faceți parte? Cred ca domnule Cătălin Scărlătescu. Da. Mă, de la Constanța. Ia, bă, niște apă, bă. Eu cred că se și cunosc dacă punem atent întrebările. Da, știți de ce nu vorbește... Și n-a răspuns. Domnul Scărlătescu. Întrebați-l de vorbă, ia vedeți. Ce mai faceți, domnule Cătălin Scărlătescu? T-ați văzut lupul? Lupuica. Cei mai buni bucătari e Sorin Florin. Nu, asta trebuie să zici. A pierdut un pariu și nu vrea să-l facă. Am înțeles și nu are... A pierdut, tare de făcut, da, a făcut. Și după fiecare și cuvânt pe care îl spune, trebuie să spună Cătălin Florin. Ăsta, da. Florin, Sorin. Florin, da, mă, Florin. Ce dracu, mă. Florin, Sorin, sunt mai bun ca mine. Bine, Florin, Sorin, sunt mai bun ca mine. Nu ne cunoaștem. Florin, Sorin, sunt mai bun ca mine. Altceva? Încântat de cunoștință. Asemenea? Florin, Florin, sunt mai bun ca mine. Ca să se simtă cei bine, Florin, Florin, mai bun ca mine. Treabă și tu,
ce face cu business-ul de turism. Nu poate să mai gândească, băi, când spune Sorin Florin sunt mai bun ca mine, nu mai poate să gândească, exact. Îți dai seama, să mai întrebe. Întreabă-mă. Sunt mai emotiv, Sorin Florin sunt mai bun ca mine. Așa, mă. Ok. Așa, dintr-o dată, Sorin Florin sunt mai bun ca mine, dintr-o dată. Nu, mai de mult, dar i-a luat ceva timp până în sezonul 9 să-și dea seama. Adică vreo 10 ani așa. 9 e cu noroc, Sorin Florin sunt mai bun ca mine. Dacă merg mai departe, poate îl câștigăm împreună. Sezonul următor. Sezonul 10. Sezonul 9. 10. Ah, ai zis sezonul următor. Domnișoară, Florin Sorin sunt mai bun ca mine. De unde știați că sezonul acesta este despre gogoși? Nu știam. Cine v-a zis? Nu știam. Cine v-a zis? Nimeni. Deci a fost pur și simplu pe feeling. Cine v-a zis de cupcake? De? Cupcake. Ce să le? Cupcake? Da. Cupcake. Păi n-am făcut cupcake. Dar la Titu ați fost vreodată? Nu. Nici la Titu? Titu? Da. Nu știu cine e Titu. Cum să nu știți cine e Titu? Cine e Titu? Titu. N-ai auzit de gara din Titu? Ah, păi tu nu ești din România. Sunt din Constanța, nu sunt din România. Păi și ce mai e de la Constanța până la Titu? Păi puțin. Acolo e altceva la Constanța. Ah, dar nu-i departe, că asta era ideea. Nu-i departe. Cine te-a învățat să faci farfuria asta și vreau să fii foarte, foarte, eu, foarte sinceră? Singura am făcut farfuria asta. Cu spume, cu... Și cu spuma, am învățat să o fac de pe YouTube. Dar ce spuma era că n-avea niciun gust? Eu am gustat, aveam pic gust de ciocolată. I-a zis la mistă. Pare rău. Mamă, deci nu cred ce fiartă sunt aici. În afară de gogoși sau de un gogoș, ce știi să mai gătești? Păi știu să gătesc orice. Știu să gătesc și o ciorbă de perișoare și sarmale și ardei umplut și de-astea deci asta, clasice. În orice caz, n-ai când să le faci într-o oră. A, așa. Altceva. Știu să gătesc și carne, știu să gătesc și pește și piureuri și... Eu zic că știu să gătesc, așa spun. Dar am și venit la emisiunea asta. E fiartă, e leșinată. De ce pasiunea asta ta? Pentru că îmi place foarte mult. Mi se pare, nu știu, mi se pare că, păi, efectiv, mă relaxează. Mi se pare... Dar tu ai intrat vreodată într-o bucătărie profesionistă? Și ce înseamnă să stai într-o bucătărie profesionistă? Am văzut la voi, la televizor. Te-ai uitat la emisiunea noastră? Da. Ți s-a părut vreun minut de relax pe undeva? Nu, nu, dar fix chestia asta, fix haosul ăsta și toată treaba aia care te scoate din zona de confort. Asta până când o să intri, să stai 3 luni într-o bucătărie profesionistă, o să te umpli de varice și o să-ți dai seama că, băi, nu e bine, mai bine la birou. A, stați-o 2 ani la primărie, credeți-mă, și n-am făcut varice la creier, dar păi într-o bucătărie e floare la ureche, cred că. Și ce cauți la noi? Să te vadă pe tine, măi, Cătălin, măi. Păi vreau să vă cunosc, vreau să vin să-mi prezint un preparat, să văd dacă v-am impresionat în vreun fel sau nu. Dacă ne spune că vrea să și câștige concursul ăsta... Nu vrea. Și-mi bate inima de numai. A zis mai devreme că vrea să câștige cu Scărlătescu. A și spus mai devreme. De-aia am zis că nu vrea să câștige dacă vrea să câștige cu Scărlătescu. Bine, vreau să câștig 3 cuțite, normal, că doar n-am venit aici să... Da. În ideea, nu, mă ai duc văzut, că poate... Nu, să iau și eu niciun cuțit. Da, mă duc așa. Normal că vreau să le iau, da. Mă, na. Nu, cred că mai depinde de mine. Ai muncit mai mult să faci decorul, să aranjezi caramelul pe farfurie și asta. Decorațiuni culinare. Decât să faci gogoși. Cu gogoși ăsta păcăreai doar niște copii. Dacă erau calde. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.